În municipiul Giurgiu vor începe în curând lucrările la două sensuri giratorii, în zone considerate ca având risc crescut de accidente rutiere. Anunțul a fost făcut de șeful Poliției Rutiere Giurgiu, comisar șef Marian Popescu, care a și descris rutele pe care vor circula autoturismele odată cu finalizarea celor două sensuri. De realizat temporar o girație la intersecția bulevardului Mihai Viteazu cu strada TGCV la zona Amator și am stabilit împreună cu administrația locală ca în fața teatrului Tudorianu să facem și acolo o girație, să nu mai permitem oprirea acelor vehicule autoturisme pe jumătate, să facem o girație. Să vă și spun de ce facem acea girație. Toți cei care vor să meargă către strada Călugării sau strada Portului, așa cum e ea cunoscută, vin și o ocolesc prin spatele teatrului Malah. Dacă facem o girație, lăsăm două alternative. Prima, cei care vor să meargă către Portului să meargă pe girație, iar cei care vor să meargă în zona Port, să meargă pe traseul care e acum dat pentru a ajunge în zona Portului.